madame. Tequila. Yeah, baby. Bizut. O să ai cocomile mai mult. Salam alaikum. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Hristos a înviat. Pentru cei care se sărbătoresc pentru noi. De părăsim, să se scoate să cunoaștem numai. Să părăsim deșertul. Exact. Azi vom rămas bun de la nisip și ne îndreptăm spre Tingir, Munții Atlas. Veniți cu noi, cred că peisajul se va schimba semnificativ. Dacă v-ați săturat de nisip, o să aveți munți în azi. Dacă nu v-ați săturat de nisip, mai revăzuți vlogul nostru de ieri, de alaltă recapitulare. Acum iar am schimbat motocicletele, iar noi vom merge cu 700, eu cu 500, ca să vă putem da la final un feedback cu adevărat. Let's go! Cât e temperatura și ceasul oare? Undeva 20 de grade. Ora 9 și vreo 20 de grade, așa-i? Ora 9, la Norbi ceasul merge... 19 grade. Și cât e ceasul aici? 9 și... 9 nu știu. Și 17. Că România și Europa s-a dus ceasul înainte, am înțeles, aici nu. Deci până acum am avut 2 ore diferență față de Europa, acum avem 3 ore. Asta am trezit e. La 7. Am trezit la 7 în loc de 8. Let's go, rock and roll baby! I feel the liquor holding on to my breath, playing back every word that I said. I'm sitting in the dark, reminiscing on the two of us. I didn't think you'd leave, baby, I guess I was just thinking that wasn't my best. We had everything, it was gone before the summer started. Got the memory of a lover filling my lonely nights. Still think about you from time to time. I'm not asking you to come over, just wanna hit your line, baby, one more time. So tomorrow in the morning, can I call you when the sun comes up, just to hear the acum. Nu, no, ce faci? Uite. Uite cum fac cămilele, cămile mici, vezi? Copiii nu vă uitați acolo. Așa se fac cămilele mici. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Salam. Madame. Bizut. O să ai cocomile mai mult. Ești bucuros. Nice, da. Așa se face. Filme XXX a la cămile. În orașul ăsta au zis că e duminică piața cea mare, știi? Așa cred. Unde se vând de toate. Bine, noi nu vrem să cumpărăm nici cămile, nimic. Orășel. Aici în stânga este, da, au zis ceva mausoleum, dar nu știu cine e acolo. Nu prea cunosc istoria Marocului.
uite aici ce interesant clădirile, vezi? Uite ce interesant, așa ceva încă n-am văzut. Aha. Uite jos magazine și garaje și de toate. Și sus cam identice. Minunat, cum domnul Tâmplar. Aici la ei nu este duminică, nu este Paște, nimic. N-am cuvinte ce interesant e totul aici. Da. Cam travesa câte oraș aici în deșert și nu, nu erau așa. Absolut nu. The Donkey. Vezi că aici o să luăm în dreapta. Undeva. GPS-ul lua razna, mă. Deci aici îmi arată dreapta. Dar nu spune, știi, da. Dar nu spune, dar bine am venit. Acum vorbește mărioara. Sper că am luat bine, că văd că aia cu GS nu a mai venit după noi. Era unul cu GS în spatele tău. Ce țară era ăla? Nu mai... Mă lasă că... Peste 600 de metri, la sensul giră... Da, 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 asta spun, cu orașul ăsta arătat, tu zici să venim pe aici că e fain, chiar dacă traversăm. Că e interesant, tu zici că n-are legătură cu celelalte. Poarta fericirii. Vine ăla cu GS-ul. Cred că și el s-a dus după GPS și nu a fost ok. Uite câți motocicliști. Hai mă, Ghițucă. Ghițucă pe șosea. Avem 59 de kilometri până la Tinghir. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Este poliția. Și stop. Vezi că e stop. Hai că ne face semn. Salam alaikum. Uite acum se stă pe drumul principal, deja altfel e peisajul, vezi? Uite ce benzinărie este. O spălăm, nu? Că mâine merge pe off-road. Mâine spălăm, nu? Mâine, că mâine încă merge pe off-road. Ajungem și în Tinghir. Orașul de aici începe de George. Acolo între stânci, o să vedeți mâine ce fain canionul. Și mâine o să ocolim muntele și pe off-road și coborăm pe Todra. Va fi o zi plină, canion, off-road, serpentine. Și sperăm că și vântul ăsta rămână amintire. Și zice și cald, deci bine, o să urcăm la 2000 și ceva de metri. Uite ce fain nord, orașul Tinghir, uite ce fain se vede.
Verde cu maro, da. Uite ce fain e. Frumos orașul. Foarte mișto, uite. Zici că lua din carte. Ce fain e. Uite, în orbi semafor, de când n-am văzut semafor? Tomou, ce e ăla roșu acolo? Vezi că mergem în stânga aici. Ce verde, semaforul, da. Chiar e bine, mergem în stânga. Polis. Poliția. Vine poliția, vine ca să mă ia. Era o piesă, cine cunoaște? Le dau dolarii să mă las în pace. Era un mahala. Ia sunt curios cine cunoaște, să scrieți în comentarii. Vezi că urcăm mai sus, lasă pe taximetri să meargă. Că ăla e de aici. Nu merge că e radar. Că fluiere casca. Opa! Vezi că... Hai, lasă-mă frână! Era roșu, mă, că treceam și nu suntem acasă. Da, nu suntem acasă să trecem. Nici acolo nu trecem pe roșu, apoi aici. Lasă că mă castăm un pic și povestim. Mă duc acasă în garaj și cumpăr un ventilator mare, că o să-mi lisească vântul. Și când am ce face, mă urc pe motor și dau drumul la ventilator. Stai, mă, hai că trebuie să mergem, nu? Hai că verde, da. Tot înainte, vrednici, prieteni. Uite aici e farmacia, aici trebuie să venim înapoi. Când o saluta tipul. Vezi că mergem la sens în stânga. De fapt tot înainte, nu un pic așa în stânga. Să rămâi după mine. Așa. Stai că aici trebuie să mergem în stânga. Peste 100 de metri, da. Să rămâi pe partea asta. La semafor mergem în stânga. Bă, în două am pornit, ca și cu dasterul. Toată lumea în stânga merge, acolo e ceva fain. Păi aici mergem 400 de metri și după aceea virăm în stânga. Salam alaikum! Stai că s-a oprit aici, ce face? Așa, semnalizează dreapta și merg în stânga. Ai grijă că se opresc ăștia. Marocan style. Vezi că peste 200 de metri în stânga. Da. Ridica și eu casca, că n-am mai putut. Uite aici în stânga, nu. Peste 200 de metri, stai așa, nu ăsta, celălalt. Celălalt! Eu sunt celălalt! Dacă ăsta se oprește. Stai așa, ușor, aici stânga. Hotel, uite, Tombuctu, acolo ăla-i.
Ăla e hotelul nostru, Tombuctu. Destinația este pe partea stângă. Aici stânga, Norbi, în stânga, da, da. Hai lângă mine. Toți? Da. Apoi unde sunt bun, că am înțeles că are ceva garaj, da? Pentru mine e și aici, e ok. Bă, nu știu, vedem. Acolo, uite, garajul. Dar nici nu știu care e hotelul, stai așa. Ăsta din dreapta cred că e hotelul, sau nu știu. Ăsta e hotelul. Rămâi aici, că mă duc să întreb. Opa! Asta trebuie să fie. Hello, salam alaikum. This is the hotel Tombuctu. Yes, hotel Tombuctu. Fine, yes, fine. You I have the booking key. Booking reservation. Yes, what is your My name? My name is Bertic Attila. Bertic Attila. Attila, yeah. Yeah? Hello, salam alaikum. Alaikum salam. The best? Passport? Yes. You have two passport or just one? Two passports? Yeah. Okay. After you go to Wazaza? I go from Zuga, I go... No, no, no. Go... Joshua, da. Go Wazazate. Wazazate. Seven and a half. Okay. The water is not very hot now. Maybe 6 o'clock, 5 o'clock in the afternoon is very okay. Hot. Okay. Fine. Hi. Yeah. Vrei să facem baie, poate dacă e rece. Încercăm. Haideți să arătăm Wazaza și baia. Foarte fain, așa. Sigur are 1000 de ani. Rustic. Da. Aici e băița. Chiar. Eu zic că e perfect. Tuș. Minimal. Pentru ce trebuie, ai și uscător de păr, Norbi. Nu trebuie. Cu 3 paturi. Normal cu un pat matrimonial și un pat pentru copii. Care ocupa Norbi, nu, e un pat normal. Poze chiar faine și haideți să vă arăt aici unde am intrat. Mi se pare, dar ce fain, te simți ca și în filmele alea cu Alibaba. Ia ce fain. Știi, la asta se înscrie, știi? Da. Când am jucat. Aha, și eu cândva. Uite ce fain e. Aici putem să stăm jos. Norbi. Aici ritezul locului, uite. Oh, dar ce comod e. Ce bine vremea ai acum. Oh, uite, stai, ce fain e. Da? Da, deci, perfect. Așa e. Aduc cărțile. Laptopul și aici o să rităm vlogul, prieteni, pentru voi să vedeți. Și aici, știi ce nu este aici? Ce? Nu poate vântul aici. Cere scuze că zicem de 50 de vântul, dar... Dar fiecare zi am prins. Deci n-am luptat cu... Ce face? Băgăm motoarele în garaj sau... Pe nu mă deranjează aici. Dar putem băga și în garaj, că nu mare lucru. Nu zice... O recomandat tipul să... O zis el să băgăm, nu te bagă, fură, nu, dar copiii, da, mai bine băgăm. Hai că cu bot și eu și... Ha, să duceți tu bagajele, stai. Aici ce este? Secret room. Nu mă, aici se poate ieși pe o terasă. Hai să vedem. Panoramic. Să vedem unde se vede.
A închis. Închis? Asta a închis. Uite aici terasa, la cred că e închis. Nu e închis. Oh, uite ce fain e. Aici bate vântul. Hai înapoi. Oh, dar ce fain e. Uite. Aici în garden, acolo e piscina pe care o să încercăm imediat. Și aici orășelul Tenghir. Ha, dar ce frumos. Acolo sunt motocicletele. Nu, dar camera vede. Și acolo e orașul. Ce frumos. Nice. Let's go, Nobri. Totul e făcut din pământ. Nu din cărămidă, nu din altceva. Cum? Da, 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 seara. Seara. Ce fain se va vedea orașul. Da. Mă, să știi că hotelul ăsta și ieftin și bun. Nu? Da. E mult mai fain decât ăla din Merzuga. Exact. Așa-i? Pe aici am venit. Pe aici. O să ne pierdem. Trebuie să pornim GPS-ul. Mergem, stai să... Venim înapoi în cameră. Să rămână. Ce faceți, doamna scumpă? Unde vă uitați acolo? Să rămână. Tatilenuța. De bucica. Tadadadada, de Casa Blanca. Ce avem aici? Foarte rar găsești Casa Blanca. Cum scrie? Că nu văd făcut. Era premium beer. Beer limited edition. Original. Lager from Morocco. Neapărat să gustați berea Casa Blanca. Nu găsiți peste tot. Hotelul ăsta, chiar dacă e o țară musulmană, a avut whisky, vodka. Bere. Dacă cer de vodka. Hai glumim. Hai să gustăm berea. Și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Și ce să zicem? Beți și voi o bere. Hai să gustăm. Prima dată îmi beau acolo, aici, acum, după medicamente. Cum e? Foarte bine. Și aici e fin. Da, cu 5%. Oh, dar ce bun e. Pentru că rece. Pentru că rece, dar e gustos. Da. Încercați berea Casablanca. Nu vom rămas bun de la voi. Seara vrem să vă arătăm ce mâncăm, cum e gardenul afară. Nu mergem în piscină. A pus mânuța, a zis omul, bă, puteți să vă băgați, dar e rece apa. Și afară sunt 23 de grade, 24, deci dacă ar fi afară 35 m-aș băga, dar cu spatele încă nu sunt 100%. Așa că ne apucăm pe jumate să fac vlogul, după ce coborâm să mâncăm. Oho, și mâine ce urmează? Mâine canion, serpentine, off-road. Suntem la poalele munții High Atlas. Veni mai târziu. Salutare, băieți, uite, am ajuns la masă. Ne-am întâlnit cu prietenii noștri din Germania. Hello, guys! Hello! Cu dânsii am venit pe vapor, după ce am mers pe alte cărări și din greșeală ne-am întâlnit din nou. Și așteptăm cina. A venit și tajinul, deja s-a recitat, am povestit. Și la Norbi, ce mănânci? Ceva din Turcia, ceva cu curry. Nu Turcia, mă, e Turkey. Turkey. Ok. You wait, yeah? A venit și taginul lui Oliver. Tagin de cui? Oh, nice. Good appetit. This is the true adventure. S-a luat curentul și luăm cina romantic. Deci s-a luat curentul sau cine știe ceva show, the start the show. Yeah, no one starts singing. Yeah, the lady there. Striptease. Imediat o să vină femeia care dansează, cine, cine știe.
and you plan the show. Am venit în cameră, am stat acolo, nu era nici curent în restaurant, dar a fost super fain. Ați plecat deja. Interesant cu nemții ăștia, n-am vrut să vorbim în fața lor. Cu ei am venit pe vapor, deci în Genova ne-am întâlnit. Da. Oliver are un Desert X nou și pe celălalt, nu știu cum o cheamă, dar bătrânul are un GS, primul GS de 45 de ani și celălalt un Transalp mai vechi. Împreună am coborât prima noapte din greșeală, am povestit prin vlog, a ajuns la noi, după aceea ne-am despărțit, ei au mers în altă zonă și astăzi mi-a trimis Oliver Happy Easter, că sărbători fericite, Paște fericit și zic că unde e? Zice venim în Tinghir, zic și noi suntem în Tinghir, zice trimite hotelul, am trimis hotelul unde suntem, a venit aici și mâine mergem împreună pe off-road. Deci mâine nu vom merge noi doi, merge cu 5 motociclete. Bine, ei sunt experți, nu să, cine știe ce o să facem, dar o să fie fain. Deci mâine, ăsta v-am zis, prieten, motociclist nu este singur. Motociclist, indiferent de națiune, indiferent tot de... Tot timpul găsesc cineva. Noi am vorbit azi pe engleză, cât știm pe germană, cât știm pe marocană, dar a ieșit o seară faină și mâine... Chiar că să cede la moșul GS-ul ăla vechi un pic să mă duc. Așa că o să fie super fain. Fain a fost azi. Foarte seara foarte. Am povestit cu ei și... Mâncare nota 10. Mâncare nota 10. Vă recomandăm, fost. Vă recomandăm hotel Tacta. Tactum. Hotel Tombuctu. Tombuctu. Deci suntem un hotel Tombuctu. Vă recomandăm. Și ce să mai zicem? Mâine o să fie... Cea mai grea zi, cred că, din toată aventura, am întrebat de la, cum zice, waiter, la ospătar, de la ospătar, dacă este zăpadă sus, unde merg să mergem, zice, a, little bit snow, puțin, deci foarte puțin zăpadă, deci o să fie fain, neapărat să urmăriți și vlogul de mâine, că cine știe ce a ieșit, mulțumim, în schimb, că ați urmărit acest vlog. Mulțumim frumos. Și că ne sprijiniți în continuare, mulțumim foarte mult. Cât avem? Luni, încă 5 zile de aventură pură aici în Marlo, după aceea go home. La revedere! Să rămână! Să rămână!